Agenția Județeană de Prestații Sociale Gorj ar putea avea de luna viitoare un alt șef. Postul de director executiv al acestei instituții a fost scos la concurs de către ANFP. Examenul va avea loc în perioada 26-28 ianuarie. Actualul director al acestei instituții, Viorica Rușianu, nu s-a decis dacă va candida sau nu pentru un nou mandat de director. Tot în această lună vor fi organizate concursuri pentru ocuparea postului de director adjunct al DSP Gorj, precum și de secretar al primăriilor Bengeș, Ciocadia și Bolboș. A fost scos la concurs postul de director, veți candida? Deocamdată nu m-am hotărât. Am la dispoziție 20 de zile de la publicarea în monitorul oficial a anunțului pentru a depune dosarul sau nu. Examenul pentru ocuparea postului de director adjunct al DSP Gorj va avea loc în perioada 19-21 ianuarie, cel pentru secretar al primăriei Bengeș-Ciocadia în perioada 12-14 ianuarie, iar pentru cel de secretar al primăriei Bolboș în perioada 13-17 ianuarie.